Anunțul făcut de Hatice și Mihai. Mulți au speculat că s-au despărțit, însă ei au pregătit ceva important. Hatice și Mihai au anunțat pe rețelele sociale că sunt proprietari. Foștii concurenți de la Mireasa au publicat o fotografie în care apar semnând actele de cumpărare ale unei locuințe. Hatice și Mihai i-au bucurat pe cei care i-au susținut în cadrul sezonului 7 Mireasa. Cei doi au dat o veste importantă prin intermediul rețelelor sociale. Foștii concurenți ai sezonului 7 Mireasa și-au cumpărat o locuință, își de astăzi, proprietari. Au anunțat Hatice și Mihai pe rețelele sociale. Hatice și Mihai, veste importantă pentru Fanii Mireasa. Visurile devin realitate. Vestea că Hatice și Mihai și-au cumpărat o locuință împreună i-a luat prin surprindere pe Fanii Mireasa. Având în vedere că în urmă cu o lună pe grupurile dedicate emisiunii se specula că cei doi ar avea probleme în căsnicie. Hatice și Mihai au demontat speculațiile cu aparițiile lor împreună, dar și cu această veste importantă a achiziționării unui mobil. În urmă cu o lună, oamenii au observat că Mihai și Hatice nu se mai urmăreau reciproc pe rețelele sociale. Tânărul a lăsat să se înțeleagă că există probleme în relația lor, însă nu a confirmat despărțirea cu atât mai puțin divorțul. Eu n-am ce să vă zic voie. Chiar sunt fericit așa că voi existați. Voi sunteți un cont făcut pentru Caterincă. Și voi sunteți o Caterincă. Vă mulțumesc pentru fiecare postare despre mine, chiar și când eram în emisiune, despre soția mea, că n-am băgat niciun divorț. Asta să știți, da? Dacă e ceva, se va anunța public din partea mândurora. Nu vreau să intru în subiectul ăsta, a spus Mihai pe Instagram la vremea aceea. Acum, cei doi publică imagini împreună și se urmăresc din nou pe rețelele sociale. Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai și Hatice de la Mireasa Sezon 7. Hatice a fost inițial contrariată și deranjată de afirmațiile lui Mihai, care a spus în filmulețul de prezentare că își dorește o femeie pe care să o domine. Care să țină capul în pământ. Ulterior au mai existat clinsiuri între cei doi și, în mod neașteptat, fata și-a arătat interesul pentru tânăr. Deși Mihai părea că o place, continua să o judece pentru trecutul ei. Băiatul chiar a afirmat că femei ca Hatice am avut alături și că au fost simple aventuri. Deși deranjată, fata părea să nu poată sta departe de concurentul Mireasa. Curând, Mihai și-a dat voie să facă ce simte și au format un cuplu. Momentele tensionate nu au lipsit, însă în ciuda tuturor piedicilor, ei nu au renunțat unul la altul. Au mai adus în discuție cuvântul de despărțire, dar n-au putut să meargă mai departe. O singură dată. Tensiunile dintre ei au culminat cu o scurtă separare, care a dus lacrimi pe obrazia amândoi. Asta i-a făcut mai puternici și momentele de vulnerabilitate le-au demonstrat că sentimentele lor sunt puternice și sincere. Nici măcar atunci când a aflat de trecutul tumultos al iubitului său, care a avut relații cu mai multe femei în același timp cel și susțineau financiar, nu a făcut-o pe Hatice să pună stop relației. La scurt timp, cei doi s-au logodit. Mihai și-a luat inima în dinți și a cerut o căsătorie pe Hatice. Totul a fost de poveste, iar adrenalina a atins cote maxime, căci logodna a avut loc după ce au sărit împreună cu parașuta.